Bună, eu sunt Alina, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. În clipul de astăzi mi-am propus să vă arăt cum prepar eu supa cremă de țelină. Cumva am rămas datoare cu acest clip și mulți mi-au scris în comentarii că vreți să vă arăt cum o prepar. Încă de atunci când am filmat videoclipul în care vă arăt cum îmi fac eu crotoane de casă, am să vă las și link către acel video în cutiuța cu descriere. Iar acum să vă spun ce fel de ingrediente folosesc. De-a lungul timpului eu am încercat mai multe variante ale acestei supe creme de țelină și am ajuns la concluzia că ingredientele combinate în felul în care am să vi le arăt acum dau gustul cel mai ok din punctul meu de vedere. Ca și ingrediente vom avea nevoie de o jumătate de ardei gras, fie că aveți galben, roșu, nu are importanță, un cartof de mărime medie, o ceapă mică, o rădăcină de păstârnac, o rădăcină de morcov, bineînțeles țelină, că ea este vedeta acestei supe, dar o să vedeți că nu o voi folosi chiar pe toată și am să vă arăt mai departe și ce voi face cu cealaltă parte care îmi rămâne. Pe lângă asta vom mai avea nevoie și de pătrunjel verde. Eu, din păcate, am doar congelat, așa că așa vi-l arăt. Apă, bineînțeles că este o supă și vom avea nevoie de apă, iar pe lângă legume vom mai avea nevoie de sare, piper, bineînțeles astea le veți pune după gust, un condiment, ca să zic așa, din legume uscate. În clipul cu 10 lucruri bune cu care am rămas după dietă, vă povesteam de faptul că eu am renunțat la alimentele de genul vegeta, knor și așa mai departe, dar în schimb am găsit acest produs pe care îl cumpăr de la Plafar și sunt legume uscate, adică morcov, pătrunjel și păstârnac plus frunze de pătrunjel verde, toate uscate, dezhidratate și măcinate, fără adaos de sare, coloranți și așa mai departe. Am să vă inserez pe aici o poză să vedeți exact cum arată ambalajul acestui produs. Cum v-am zis, eu îl cumpăr de la Plafar. Iar pe lângă astea vom mai avea nevoie de o lingură de smântână pe care vom mai adăuga la sfârșit și o linguriță de unt. Nu foarte mult, bineînțeles dacă nu vreți să folosiți unt, puteți să folosiți la fel de bine o linguriță de ulei. Să vedem mai departe cum procedez. Pentru început am curățat legumele, am curățat țelina, care miroase foarte bine, este foarte aromată. Am curățat morcovul, păstârnacul, ceapa și jumătate din ardei și un cartof. Am să le tai și urmează să vă arăt ce voi face cu ele pe mai departe. Am să încep cu țelina, din care am zis că voi folosi doar jumătate. Este ceva mai greu de tăiat. Așa. Această jumătate o voi pune deoparte și ne vom ocupa de aceasta. Odată ce am tocat și aceste legume, după cum puteți vedea, nu le-am tocat foarte mărunt, nu mă interesează să aibă un aspect foarte uniform, pentru că oricum la sfârșit le voi da prin blender. Mă interesează să fie combinate, pentru că pe ele voi începe prima dată să le călesc, în așa fel încât să-și lase aromele cât mai bine. Am să dau drumul aragazului. După ce s-a încins puțin oala mea, am aici o linguriță de unt, deci nu foarte mult. Da? Îl lăsăm să se topească.
când aproape s-a topit, chiar dacă mai avem puțin, vom pune legumele, morcovul, pastârnacul, ardeiul și ceapa. Le lăsăm puțin la călit. Mie îmi place să le călesc într-o linguriță de unt, pentru că prind o aromă mai bună. Deja miroase foarte bine. După aproximativ un minut, adaug și țelina. O mai las și pe ea maxim un minut. Aveți grijă să nu vi se ardă legumele. De fapt, această procedură o faceți la foc lent. Apoi, adaug și cartoful. El nu trebuie să se călească, iar peste toate aceste legume voi adăuga apă. Eu am aici apă călduță, tocmai ca să înceapă să fiarbă mai repede. Am să vă scriu la final exact și cantitatea de apă pe care am pus-o, dar ca să vă fie mai ușor, secretul e doar să acoperiți legumele, da? Deci nivelul apei să vină exact cât să acopere legumele. Chiar puteți să aveți câteva legume care să fie ușor ieșite în afară din apă. Foarte important să nu puneți multă apă, pentru că dacă eu, spre exemplu, acum aș fi umplut această oală, efectiv aș fi avut o ciorbă de legume, nu o supă cremă. Da, deci pe mine nu mă interesează să am foarte mult lichid, doar să am suficient lichid cât să-mi fiarbă legumele. Am dat focul mai tare, am să adaug sare, puțin piper, nu foarte mult, pentru că oricum vom mai adăuga la final, și o linguriță din acest amestec de legume uscate de care vă ziceam. Se vede foarte clar că e natural, pentru că nu stau legumele lipite între ele, ci pur și simplu se separă. Da? Voi pune o linguriță. Voi amesteca. După ce supa mea a început să fiarbă, am să-i pun un capac pentru a se fierbe mai repede și am să revin odată ce legumele sunt deja fierte. Am să opresc focul pentru că legumele mele s-au fiert. Cum știți că sunt fierte? Cu o furculiță treceți prin ele și trebuie să se sfarme foarte, foarte ușor. Da? Deci, vedeți, practic, nu-mi rămâne absolut nimic din ele. E destul de moale. Da? Trebuie să intre furculița foarte, foarte ușor în legume. Perfect! În stadiul ăsta vom merge să le dăm prin blender. Am adăugat supa în bolul blenderului. Este foarte important să blenduim legumele cât sunt încă foarte, foarte fierbinți, pentru că asta va da textura fină a supei. Voi porni blenderul pe programul smoothie și voi da drumul. Am ținut puțin capacul blenderului. În mod normal nu e nevoie să fac lucrul ăsta, dar fiind lichidul foarte fierbinte, s-a făcut presiune de la apuri. În acest stadiu am să iau o lingură și am să gust supa, să văd cum este. Este foarte bună. Mai are nevoie de puțină sare. Am să mai adaug sare. Nu este nevoie să adăugați foarte mult la început, mai bine potriviți după. Am să mai adaug puțin piper. Apoi am să adaug pătrunjelul verde de care vă ziceam la început. Am să-l pun pe tot. Și ultimul lucru pe care am să-l adaug va fi o lingură de smântână. Eu am aici smântână cu 20% grăsime. O lingură generoasă.
Smântâna va face din supa noastră să aibă o textură și mai fină, așa că dacă vreți să aveți o supă foarte fină, să nu omiteți partea în care adăugați smântână și de asemenea și cartoful contribuie la cremozitatea acestei supe. Îi voi da drumul din nou. Să gust încă o dată din supa mea, să văd dacă mai are nevoie de ceva. Aveți foarte mare grijă că în acest stadiu este foarte fierbinte. E foarte bună. Am terminat și supa cremă pe care v-am arătat-o. Miroase genial, este genială la gust, este numai bună dacă vreți să vă încălziți pe perioada asta rece a anului și cu o porție de crutoane de casă e nemaipomenită. Am să o și gust să vedem cum e. E genială. Da. Clar, e supa cremă favorită. Supa cremă de țelină. Dacă n-ați gustat sau dacă nu ați făcut-o niciodată, vă invit și pe voi să o faceți. Iar noi ne vedem data viitoare. Dacă nu vă cer prea mult, am să vă rog să dați un like și un share acestui clip și, bineînțeles, nu uitați să vă abonați canalului meu de YouTube pentru a fi mereu la curent când încarc alte videouri noi. Noi ne vedem data viitoare! Pa! Cu această țelină pe care am pus-o într-o pungă și v-am zis că am să o congelez, o voi păstra și în zilele în care poate vin mai obosită de la servici sau am nevoie să fac ceva foarte repede și nu am timp să curăț legumele, îmi voi prepara o altă porție de supă cremă de țelină cu această cantitate, iar pe lângă voi adăuga un amestec de legume, tot pentru ciorbă, congelate, care conțin exact același lucru pe care l-am pus eu în supa mea din legume proaspete, adică morcov, păstârnac, ceapă, ardei și cartof. Așa că nu-mi rămâne decât să pun un pic de unt, călesc legumele mele congelate, folosesc cam jumătate de pungă, adaug țelina, apă, sare, piper și supa mea în 15 minute e gata. Deci asta așa ca să vă mai arăt un truc prin care să scăpați mai repede de pregătitul mâncării.